Salutare, salutare, salutare și bun venit la un nou episod din Shonenroll Live. Numele meu este Raul, eu sunt un alt fan anime care vorbește un pic prea mult despre anime și bun venit la un nou episod cu niște știri foarte, foarte interesante. Am avut unele știri care chiar azi au ieșit pe lume și din fericire, de exemplu, chestia cu Kiss Anime, o să vorbim mai în detaliu de el, despre ele momentan la acest live stream pe twitch.tv/onenroll la ora aceasta 3. Nu este nici măcar un articol în presă care să vă dea detalii mai exacte decât o să vă dau eu, nici pe Crunchyroll News, nici pe Anime News Network, nici pe niciun site nu am văzut altceva decât simplu fapt că site-ul e jos, dar o să vă dau context, o să vă zic cum s-a întâmplat, de ce s-a întâmplat și așa mai departe, dar prima dată, bineînțeles, trebuie să începem cu știrile ridicole. Dar înainte să începem, nu, vreau să vă mulțumesc celor care vă uitați live pe twitch.tv/onero. Iar dacă vă uitați pe YouTube, nu uitați like, share și subscribe, ca de obicei, iar dacă ne ascultați în variantă audio, oriunde ne găsiți în varianta audio, la fel de mult vă apreciez și hai să începem că avem un episod foarte, foarte interesant. Prima știre ridicolă, că noi întotdeauna începem cu știrile ridicole, este faptul că, uite, lumea datorită pandemiei nu mai poate să meargă în multe grupuri să facă tot felul de chestii, printre care și escape rooms. Ei bine, este un nou trend care mie îmi place unul că s-a adaptat atât de repede, tipii ăștia cu escape rooms care au cel puțin în America am mai văzut videouri de genul, dar uite că au apărut și în Japonia, unde practic ai un om care prin Zoom, de exemplu, în cazul acesta, îl pui să facă tot felul de chestii, dar bineînțeles că japonezii au dus-o la un nivel mai înalt, pentru că e vorba, bineînțeles, de haunted house și chestii de genul. Deci ai actori care, care intri în contact prin Zoom și după aia li se întâmplă tot felul de chestii ciudate și tu trebuie să dezlușești misterul și așa mai departe. E foarte, foarte interesant, iar dacă vreți să vedeți, o să las linkurile la cele două videouri în descriere. Și dacă știi japoneză și ai un cont pe Zoom, poți să faci parte dintr-o chestie genul, ceea ce, again, e foarte, foarte mișto din punctul meu de vedere și, sincer, nici măcar nu te costă atât de mult, dat fiind că toată chestia este online, costă undeva la 1800 de ieni, ceea ce nu e rău, sau este, uite aici, un alt joc care te costă undeva la 33 de dolari, adică 3500 de ieni. Mie mi se par foarte, foarte interesante, iar dacă vreți să vedeți câteva cele două exemple, o să le las videourile pe serverul de Discord. Următoarea chestie ridicolă, dar și asta este ridicol de mișto, este legată de Sonic the Hedgehog. De ce? Pentru că, e bine, a fost cândva o statuie care nimeni nu știa cum a apărut asta undeva în Japonia. E o foarte, foarte ciudată povestea, dar e una foarte interesantă. În orașul Iga, în prefectura Mie, din Japonia, un domn a avut această statuie cu Sonic the Hedgehog. E bine, de-a lungul timpului, bineînțeles, dat fiind că a fost afară pe marginea drumului, încetul s-o deteriora la starea pe care o vedeți, dar ei bine, copilul domnului care a avut statuia asta și-o pus-o, bineînțeles, a căutat ajutor să restituie statuia după ce tatălui a murit, iar pe 10 august, ei bine, a postat poza cu update-ul cu statuia repictată, care e absolut adorabil de fantastic din punctul meu de vedere, și aparent e un spot pentru fanii gamingului și, bineînțeles, a francizei Sonic the Hedgehog, pe care oamenii îl vizitează și aparent este destul de popular, ceea ce e o chestie foarte, foarte drăguță
și mișto de ridicolă. Dar da, dacă vreți să vedeți un video legat de asta, o să las, bineînțeles, tot pe serverul de Discord la chestii aleatorii cu 2 de i. Bun, hai să trecem la știrile importante, pentru că cei de la Crunchyroll au avut o droaie de anunțuri de animeuri săptămâna asta. Ei bine, două au avut și o să vorbim despre ambele, dar prima dată trebuie să vorbim despre cea mai recentă care o să iasă sezonul viitor. Bineînțeles, este vorba de Noblesse, sau stai, nu, Noblesse nu este... Vorbim despre cea care e cea mai îndepărtată, pentru că cea care urmează sezonul viitor o să fie la finalul episodului. Hai să vorbim despre Noblesse, care în sfârșit avem un trailer pentru acest anime. Știam că o să urmeze, știam că o să vină. Este un alt anime bazat pe un manhwa, un manhwa foarte, foarte popular, care și eu voiam să-l citesc deja de 4 sau 6 ani, numai n-am, tot am uitat efectiv de el. Și după aia mi-a făcut chestia aia unde, dacă e ongoing, nu o să-l citesc, pentru că nu-mi place să aștept capitole săptămânale și nu-i... Îmi place să fac binge, să le citesc dintr-o dată toate. Dar, e bine, o debuta trailerul. Trailerul, again, dacă nu l-ați văzut până acum și vreți să-l vedeți, o să fie tot pe server. Și, bineînțeles, acest visual și poster. Noblesse, un alt Crunchyroll original. Pe mine trailerul nu m-a dat tare mult pe spate și mi-e foarte frică oarecum, deoarece, e bine, actori, again, Crunchyroll au băgat bani și au adus actori buni, deci n-ai cum să te plângi de talentul care l-a adus, cel puțin pe partea actorilor. Animația e ok, nu e extraordinară, cel puțin din punctul meu de vedere. Nu m-a dat tocmai pe spate animația. Și o să vorbim despre celălalt anime la care ne-a dat trailer Crunchyroll săptămâna asta și o să vedeți că e o diferență între cele două. Dar, again, am probleme cu ambele animeuri, sau cel puțin până acum, din trailer și din staff. Din staff de ce? Pentru că, again, cu actorii sunt ok, sunt buni toți actorii. Dar hai să ne uităm la regizor. Regizor, eu n-am auzit de niciunul din animeurile astea care le-a regizat până acum, adică Squid Girl sezonul 2 și Inomaru Sumo. N-am auzit de niciunul din animeurile astea, regizor fiind Yasutaka Yamamoto, ceea ce îi ciudat. Serie ca și compoziție este Sayaka Harada, care lucrează la chestia asta. El a mai lucrat la Code Realize, Guardian of Rebirth și Starmiu, iar anime-uri pe care nu am auzit. Dar la character designer avem în sfârșit ceva care lucra la niște anime-uri despre care am auzit: The Prince of Tennis 2 și Blood Plus. Dar, again, din cauza asta nu am tare multă încredere, gen nu pot să zic că bă, o să fie extraordinar. Am mai avut un anime tot așa cu potențial care a fost sezonul ăsta, chiar două. Unii zic că GB8 avea un potențial foarte, foarte mare și ați văzut cum a ieșit GB8, iar celălalt, eu am zis că poate să fie unul din top 4 animeuri din sezonul ăsta și unul din cele mai rele din sezonul ăsta. Deci, nu știu ce să vă zic. Sunt curios voi ce părere aveți despre Noblesse trailerul. Dacă aș citi manual-ul, ce părere aveți despre el. Eu, pentru cei care nu știu, e aparent o poveste despre Raziel, care se trezește după 820 de ani și are titlul special de Noblesse. Un pur nobil cu sânge. Again, foarte, foarte royal, care, bineînțeles, este și protectorul altor nobili și, bineînțeles, ca să-l apere pe Raziel, his servant, Frankenstein, bineînțeles,
că are sens, nu? Cel care lucrează pentru Raziel este Frankenstein. E bine, Frankenstein îl bagă în liceu pe Raziel, în, mai exact, Iran High School, unde Raziel învață, bineînțeles, să trăiască ca un om normal prin colegii de clasă. However, Uniunea, o societate secretă, bineînțeles că complotează ca să cucerească lumea și dă drumul la oameni modificați genetic pentru a-i distruge viața lui Raziel și, bineînțeles, forțându-l să-și folosească puterea imensă pe care o are. E weird din descrierea asta, foarte weird din punctul meu de vedere, nu mă vinde extraordinar acest manual, adică această descriere, cel puțin sună a multe lucruri, ceea ce e trist, pentru că la fel ca și God of High School, care era clar despre un turnament, s-a împrăștiat în prea multe lucruri și mi-e frică că același lucru e posibil să se întâmple și aici. Webtoon-ul original, Mawa, a început în iulie 2014, de atunci eu vreau să-l citesc, dar bineînțeles că uite că continuă, dar a avut, un epilog aparent, s-a terminat epilogul, seria originală în 2019 și de atunci are un spin-off numit Noblesse Rise Adventure, care a început aparent din 2016 și ăla continuă, așa. Da, îi... nu știu, e ciudat. Aș vrea să fie bun, bineînțeles, nu vreau să văd anime-uri rele, dar am niște vibe-uri de alea de GB8 și de Twilight care sunt... nu știu, trailerul ăsta nu-i făcut bine, nu pică bine niciun fel. Sunt curios voi ce părere aveți, hai să trecem mai departe la... rămâne să vorbim despre Crunchyroll, pentru că Crunchyroll este parte din, familia AT&T, care e absolut imensă. AT&T are Warner Media, care are Warner Brothers, care are tot felul de... alte companii precum Rooster Teeth, dar și Crunchyroll, și Crunchyroll care, e bine, o cumpăra Viz Media și o să vedem de ce vorbim despre Crunchyroll, pentru că AT&T aparent se duce din ușă în ușă ca să vândă Crunchyroll cu cel puțin un miliard de dolari, iar aparent Sony a zis, bă, nu vreau să-ți dau cât vreau cei de la AT&T, adică 1.5 miliarde de dolari. De ce vorbim despre chestia asta? E bine, pentru că cei de la Variety au ieșit cu un pic mai multe detalii și bineînțeles au fost raportate și verificate datele astea din surse interne. Deci asta e o chestie la fel de sigură ca știrea despre care o să vorbim imediat. Bun. Dar, e bine, dacă nu știați, Crunchyroll, pentru cei care nu știau, a început ca un site undeva în 2006 cu animeuri piratate. Da, ai auzit bine, Crunchyroll a început în 2006 ca un site piratat, de piratat animeuri, la fel ca cel care despre care o să vorbim mai imediat, și după care a fost cumpărat în 2008. Și a fost investit undeva la 18-20 de milioane de dolari în el ca să cumpere animeuri licențe legal. Da, cam așa funcționează. Deci e foarte, foarte, 4 milioane a fost funding-ul ca să înceapă să licențieze animeuri. Și numai în 2014, după ce AT&T a cumpărat Otter Media, care includea și Crunchyroll, Otter Media le-a dat 22 de milioane pentru a cumpăra și mai multe titluri, ceea ce e foarte interesant dacă nu știai. Dar, bineînțeles, după aia Crunchyroll a cumpărat și Viz Media Europe, care, dacă nu știați, uitați-vă, mai ales cei care aveți manga-uri cumpărate, uitați-vă de cine sunt publicate
și date. 99% acolo jos scrie Viz Media Europe. Presupun că majoritatea din voi sunteți în Europa și nu sunteți în America. Deci uitați-vă să vedeți că este practic entitatea cu cel mai multe licențe de manga și light novels. E bine, cu toate chestiile astea, cei de la AT&T se gândesc că pe lângă faptul că Crunchyroll a ajuns la un 3 milioane de premium users, adică oameni care plătesc lunar acel preț de Crunchyroll Premium, mai au și o alte câteva milioane de oameni care îl folosesc absolut pe gratis, adică sunt oameni cu accounturi. Cei de la AT&T evaluând undeva pe subscriber, pe abonat, la 400-500 de dolari, tocmai așa se vând aceste service-uri și aceste site-uri unde, e bine, oamenii trebuie să își facă conturi ca să îl folosească. Da, ideea ar fi, zicând unii, că AT&T vrea să vândă Crunchyroll ca să își scoată din, e bine, să scoată un pic de bani pentru a-și plăti dita mai datoria de, cel puțin o mică parte din datoria uriașă de 151 de miliarde de dolari pe care aparent o are. Dar ideea a fost că nu e prima oară când vor să vândă Crunchyroll, au mai vrut să vândă anul acesta site-ul și tot ce are, dar ei bine, a intrat un nou CEO la conducere pe numele lui de Jason Killer și au zis ok, stai așa să evaluăm, să vedem ce strategii poate facem ca toată chestia asta să fie profitabilă și să vedem cum putem să scoatem. Apropo, 70 de milioane de useri are Crunchyroll din data de iulie 28, adică 70 de milioane de oameni care cel puțin au cont pe Crunchyroll.com, care e un număr destul de uriaș, dar e interesant să vezi că doar 3 milioane din cei 70 de milioane au subscriber, deci plătesc și restul se uită cu reclame la animeuri. Da, deci cam asta ar fi ideea. E o idee foarte, foarte proastă din punctul meu de vedere. Ce mă bucur e faptul că nu i-a cumpărat Sony, pentru că Sony și Aniplex, dacă nu știați, lucrează împreună de ceva vreme și îi bine consolidează afacerile lor, printre care Funimation, care este o companie Sony, Wakanim, care este bazată în Franța, Madame Anime Group, care e în Australia, toate astea sunt cumpărate de Sony și Aniplex în ultimii 5-6 ani, iar e bine, din 2017 Sony a cumpărat majoritatea în Funimation, undeva la 43 de milioane de dolari a dat în 2017, iar în 2018, bineînțeles că cu toții știm că parteneriatul dintre Funimation și Crunchyroll s-a terminat în noiembrie și de atunci Funimation a făcut un deal cu cei de la Hulu. Dacă nu știați unde mai puteți să vedeți toate animeurile Funimation, că nici eu nu știam până la articolul ăsta. Mă bucur că nu l-au cumpărat, nu înțeleg de ce nu... De ce nu includ Crunchyroll efectiv în HBO, deci să scoată, să rupă tot ce înseamnă acest brand de Crunchyroll și să-l absorbă HBO, pentru că HBO, din punctul meu de vedere, ar avea foarte, foarte mare potențial în a face asta. O altă chestie care, la care mă gândesc este faptul că e posibil ca tot grupul de exemplu Rooster Teeth să se ducă pe apa sâmbetei sau să zică bă, cumpărați-vă înapoi, cum îi zice compania celor de la Rooster Teeth și descurcați-vă că nouă ne trebuie bani și na, n-ai ce face. Dar da, îți curios ce părere aveți voi despre faptul că vor să vândă Crunchyroll și la cine ați vrea să ajungă, sper să nu ajungă la fucking Disney numai, dar în rest e o situație foarte,
foarte ciudată din punctul meu de vedere, pentru că Crunchyroll ar avea foarte, foarte mare potențial dacă ar lucra mai de aproape cu cei de la HBO și cei de la HBO cu Crunchyroll. Aia e singura soluție din punctul meu de vedere care să fie benefică și pentru noi în România, pentru că ar însemna că scot tot ceea ce este Crunchyroll, le bagă pe HBO Go, HBO Max și bineînțeles, pe lângă toate animeurile și mangaurile, acum și jocurile, să nu uităm și jocurile, acum ai și filme, seriale și așa mai departe, care mie unul mi-ar surâde foarte, foarte mult și nu aș zice nu la 40, 50 de lei, 10, 12 euro pe lună la un HBO cu Crunchyroll, zic eu. Îți curios voi ce părere aveți în ăsta. Da, Sony o zis nu la 1.5 miliarde, deci nu cred că Sony o să cumpere cât de curând Crunchyroll. Dar vedem. Bun, după care hai să trecem la știrea pe care probabil vă interesează pe toți, mai ales că sunteți români, suntem români și nouă ne plac lucrurile gratis. RIP Kiss Anime. Da, este adevărat, și nu numai Kiss Anime, dar și Kiss Manga, dar am vești bune, am mai discutat azi toată ziua de când m-am trezit până acum pe serverul de Discord cu oamenii de acolo despre toată situația asta, care este adevărul și ce se întâmplă exact. Ei, din fericire, cei de la din spatele Kiss Anime și Kiss Manga au pe lângă subreddit, au serverul lor de Discord, iar lumea din fericire a vorbit, cel puțin câțiva admini au vorbit, ne-au explicat de ce și cum s-a întâmplat chestia asta și la ce să ne așteptăm de acum încolo. E o situație foarte, foarte complicată pentru că e încă în dezvoltare, dar pe scurt, dacă cauți Kiss Anime, site-ul lor este închis, nu poți să intri. Singurele lucruri, singurele site-uri de la Kiss Anime care au rămas momentan în picioare sunt Kim Cartoon, Kiss Asian și Read Comics Online, care au rămas site-uri, restul trimițându-vă spre subreddit-ul, de exemplu r/animepiracy, unde să mai găsești alternative dacă nu îți convine. Dar e o problemă foarte, foarte complicată aici. De ce? E bine, unul la mână s-au întâmplat foarte multe lucruri în spanul acestor 5 ore. Site-ul, după cum bine știți, a fost dat jos din cauza la copyright claim. Da, e un pic mai complicat de atât, pentru că este vorba de faptul că au intrat pe radarul boților, să zic așa, care scanează și se ocupă de DMCA's, așa, takedowns, din cauza la Kiss Anime Beta, care am înțeles că e vorba de serverele lor, pentru că bineînțeles nu poți să hostezi multe din site-urile astea de piratare, cum Kiss Anime, GoGo Anime și așa mai departe. Dacă intrați pe ele, cred că cu toții știm că este videoul și de sub link-urile alea multe acolo, unde bineînțeles poți să dai click să schimbi link-ul ca să schimbi serverul de asta. E bine, cei de la Kiss Anime voiau să-și facă propriul lor server și așa i-a detectat ca să îi dea jos și la Kiss Anime și la Kiss Manga, dar prima dată a fost lovit Kiss Anime. Kiss Manga, din spusele unor admini, este dat jos intenționat ca să nu fie lovit și el și ca să poată fi readus la viață cândva cât de curând, odată ce scade în rezultate și nu mai este pe radarul acestor boți de DMCA, care, ok, știu că sună complicat, știu că sună foarte ciudat,
Dar din păcate cam asta e problema. Și nu numai asta, dar o chestiile astea care vi le spun acum sunt direct din gura unui admin care se ocupă de anime. Dar da, aparent din cauza asta și faptul că majoritatea userilor care foloseau beta și beta care e bine era o parte importantă din experiența Kiss Anime. Eu nu am folosit atât de mult Kiss Anime folosind alte site-uri. Mulți oameni o să plece, ceea ce înseamnă că nu o să mă uit la videouri și dacă rămâne site-ul sus și ceea ce face, bineînțeles, site-ul să nu mai fie profitabil și nici ei nu mai pot să țină serverele lor ca să ducă site-ul mai departe. El continuă cu punctul 3 zicând că viitorul nu ai de unde să îl știi, se pot întâmpla multe, pot să aducă noi servere beta sau să folosească servere third party, adică din afara companiei între ghilimele, unde să își pună iară toate chestiile, plus să fie cu mai puține reclame și bineînțeles să nu aibă atâtea reclame NSFW, că bineînțeles după cum cred că tot știm la un moment dat, asta era o problemă mare, nu numai pe Kiss Anime, ci pe o draie de site-uri de genul, unde efectiv era plin de reclame de genul și na, era foarte, foarte nasol. Kiss Anime nu e garantat să fie shutdown forever. O zis că urmează peste câteva zile să-și dea seama ce pot să facă încât să îl aducă înapoi acum că beta nu mai o să fie și nu mai este. Kiss Manga, cum vă ziceam, aici este punctul 5 care este dat jos automat ca să nu mai fie pe radarul lor și ca să nu mai apară, mai ales pentru boții care au mers după Kiss Anime. Deci o să revină ori în câteva zile, ori sună rather than later, zice aici. Deci oricât de curând, ori cândva în viitorul apropiat, dar e cu siguranță o să revină. O altă chestie și ultima, aparent, e bine, momentan ei speră să găsească o alternativă la Kiss Anime, acum că acești boți, bineînțeles, caută și să dea jos orice site de genul și cei de la Kiss Anime e posibil să nu reușească să revină la modul care, la care funcționa înainte ca să, cum ziceam, să facă bani încât să mențină acest serviciu. Da, e ciudat, e complicat, foarte complicat, pentru că mulți oameni, pe lângă toate chestiile astea, mulți oameni și-au pierdut conturile, pentru că dacă nu știai, la fel ca, de exemplu, pe Anime Kage, puteai să-ți faci contul tău, să ai lista ta de anime, de manga și așa mai departe, forumuri și multe altele. E bine, la fel ca pe Anime Kage, aici toate conturile au dispărut, nu mai ai bookmarks, nu mai ai lista de anime, nu mai ai nimic, deși la un dat puteai să intri pe link-ul de kissanime.whatever/profile, e bine, acum nu mai poți să faci chestia asta. Și bineînțeles că cei de la, cei de la Kiss Anime și Manga au zis că site-ul este jos for real. Deci, celelalte site-uri care se folosesc pentru anime și manga, de exemplu kissanime.ws parcă era, restul de site-uri sunt doar mirrored și nu au toate datele care le-a avut Kiss Anime originalul. De-aia vreau să zic că o să vorbim despre asta când tot povesteam pe serverul de Discord, că e un pic mai complicat. De site-urile alea nu sunt acelor originali care au pornit
is anime. Deci aveți grijă dacă faceți cont acolo și dați datele acolo, pentru că nu sunt aceiași oameni, cel puțin momentan, în spatele acelui site. Că și eu l-am găsit și am, bă, da, e bine, încă mai este. Dar aparent din spusele celor de pe adminilor, nu este site-ul lor, deci aveți tare mare grijă. Plus, dacă aveți cont pe Anime Kage și acolo sunt mai animelist și mangalist, luați-vă listele și mutați-le pe Anilist, pe My Animalist sau pe alt site de genul care este legit, dacă nu vreți să rămâneți fără, pentru că toate astea se întâmplă din cauza la faptul că, e bine, legea de copyright mai strictă a japonezilor a început să fie aplicată. Nu știi când o să vină după site-urile românești, pentru că aici nu se ocupă, e vorba de internet și nu se ocupă statul român pe care îl doare în cur, dar pe japonez îi doare tare tare în cur, iar ca să lași un DMCA și după aia să-ți ia ceva jos site-ul este foarte foarte ușor. Credeți-mă, ca autor eu pot să fac chestia asta în 2 secunde și orice site ce are cartea mea piratată, de unde pot să o downloadez, în 2 minute ți-am dat jos tot site-ul, nu numai link-ul cu cartea mea. Deci chestiile astea sunt foarte foarte ușor și foarte foarte puternice de aplicat și nu știi când un bot de genul poate să atace un site ca Anime Kage și nu numai aia, nici nu știi dacă ei au backup la toate conturile și toate datele și toate episoadele și așa mai departe. Iar faptul că, again, înainte să zică ceva, dar ei au numai link-uri, nu contează, legea nouă japoneză anti-copyright theft zice efectiv că nu ai dreptul să ai un site care să aibă pe site-ul lui link-uri la materiale ilegale, precum ar fi toate site-urile alea care duc la anime-uri, la manga-uri sau la light novels sau la jocuri piratate. Deci aveți grijă că nu știm când și cât de tare o să poată să lovească, dar dacă a lovit Kiss Anime înseamnă că procesul a început și este unul destul de puternic. Alte chestii legate de toată chestia asta, momentan nu am ce să vă zic decât aveți tare mare grijă, pentru că la japonez le pasă tare tare mult de chestiile astea și nu știi când se dau servicii de genul jos. Da, sunt servicii, o să fie întotdeauna servicii de piratare, nu zic nu. Nu zic că n-o să avem într-una un Kiss Anime, un whatever, sau site-uri care, bineînțeles, să le copieze. O să fie întotdeauna torente și toate lucrurile astea, nu ai cum să le oprești. Ce zic, ai grijă la conturile care le-ai făcut pe site-urile astea și fii în orice moment pregătit să mergi mai departe, să găsești altceva. La fel s-a întâmplat cu Pirate Bay, la fel s-a întâmplat cu o droaie de site-uri, bineînțeles, și programe. Ține minte LimeWire, ține minte, cum îi zice, Napster. Sunt exemple cu miile când e vorba de piratare și lucruri de genul. Deci aveți grijă tare, tare, multă, pentru că nu știți când o să dispară. Acum rămâne de văzut ce o să facă, bineînțeles, cei din spatele Kiss Anime. Au serverul lor de Discord, dacă vreți îl găsiți pe subreddit, e postat pe acolo. Deci dacă sunteți curios să vorbiți cu oamenii de acolo, liniștiți, noi așteptăm să vedem. O să vă dăm probabil un update miercuri din probabil altă locație decât asta pe care o vedeți aici. Bun, hai să trecem la știrile din jocuri, pentru că avem câteva. Prima din ele, Captain Tsubasa Rise of New Champions. Avem un tutorial despre cum o să fie jocul, care iese pe 27 august. E ok, nu mi se pare că e destul de fluid, nu, efectiv animația nu mi se pare destul de fluidă,
Vreau să văd mai multe videouri și o să iasă mai multe videouri, dar dacă vreți să vedeți ăsta cum o să fie jucat, o să las link, bineînțeles, în hashtag jocuri pe serverul nostru de Discord. După care avem Little Witch Academia, care ne dă VR Broom Racing și un trailer oficial, care e interesant, pare o chestie de aia drăguță. E similar cu, bineînțeles, toată ideea, de exemplu, de Hogwarts și Harry Potter, dar dacă vreți să îl vedeți, o să fie, bineînțeles, pe Oculus Rift și tot ce înseamnă VR Available, octombrie 13. Da, trailerul o să fie pe server. Mergem mai departe. It's fine, nu e extraordinar trailerul, dar este. Vorbim despre Higurashi When They Cry, pentru că avem trailer pentru, e bine, joc care o să fie pe mobile, care o să iasă deodată cu anime-ul în toamnă. Deci, dacă vreți să jucați un joc video pe telefon legat de un anime care o să aibă un sezon nou toamna asta, puteți liniștiți, bineînțeles, trailerul e în descriere, o să fie iOS, Android, dacă sunteți curioși, și o să iasă cândva până în toamnă. Nu avem o dată exactă, din păcate. Bun, după care avem știri despre One Piece, care, e bine, iasă cu un nou DLC, Character Pack 2, iar în Character Pack 2 a fost anunțat faptul că o să fie inclus X-Drake, Killer și încă un caracter care încă nu a fost anunțat. În Character Pack 1, care a ieșit în iulie 21, a avut 3 noi caractere, adică Charlotte Smoothie, Charlotte Cracker și Vinsmoke, care au fost incluse, Vinsmoke Judge, așa, care au fost incluse în acel prim Character Pack DLC. Bun. Astea au fost știrile cu jocuri. Sunt curios ce părere aveți despre ele și hai să trecem la Da-ori Ba. E bine, dacă nu știi cum funcționează Da-ori Ba, este destul de simplu. O să trecem mai repede, repejor, cum am trecut acum prin știrile cu jocuri. Zicem, dacă da, ne plac, ba nu ne plac știrile, vorbim despre trailere, anunțuri și tot felul de lucruri de genul. Să fie absolut fabulos. Prima știre este un trailer pentru un anime foarte, foarte ciudat, care se numește, e bine, Matsuri Omnibus, care este un film care, e bine, ne arată o scenă cu Bat Detective. E absolut fabulos, trebuie să vedeți trailerul ăsta, pentru că este secvență unde Bat Detective fuge de Titamai Bolovanul, care vine spre el și zboară fălcile, bucile așa dintr-o parte în alta. E extraordinar de fucking ciudat din punctul meu de vedere. Deci dacă vreți să vedeți ceva, o să las trailerul pe serverul de Discord. Din punctul meu are un da, pentru că e absolut ridicol. Filmul trebuia să iasă inițial aprilie 24, dar bineînțeles că a fost amânat din cauza la tot ceea ce se întâmplă cu pandemia. Deci, e o chestie ciudată, e o chestie la care, da, trebuie numai pentru că e foarte ciudată. După care, un alt film bazat pe niște cărți, se numește Survive Inside the Human Body, care este un anime film educațional legat de corpul uman, care o să iasă aparent iulie, ar fi trebuit să iasă în iulie 31. Un short a ieșit în iulie 31, dar, bineînțeles, filmul întreg o să iasă mai încolo. E generic, am mai văzut desene animate de genul, am mai văzut animeuri de genul, dar, na, e o chestie. Dacă vreți să vedeți trailerul, din punctul meu de vedere are un meh, nu-i extraordinar, dar dacă vreți să vedeți trailerul, îl găsiți în, e bine, știți deja. După care hai să vorbim despre un hentai care nu-i hentai, este vorba, bineînțeles, despre Okami-san wa Taberare Tai, care ne-a dat un nou
video cu, bineînțeles, voci, cântece și totul despre o romanță care e foarte rischie. Este bazat pe un manga, acest anime, cu, bineînțeles, title song-ul, care se numește Koi no Okami sau Wolf of Love, cântat de Saki Suzuki, Hazuki, pardon. Povestea zice ceva de genul I want Akazu Sensei to eat my first, care sună absolut oribil. Am mai povestit despre anime-ul ăsta, e absolut oribil din descriere. L-avem pe Yo Suzushiro ca Tatsumi Akazu, Iroha Haruno ca Hinako Okami, care e o tipă, bineînțeles, cu inimă foarte mare și blondă, Kazuma Hoshino ca Rei Kobayama, și e tare, tare ciudat trailerul ăsta, având și un moment de efectiv nuditate unde apar stele pentru că ea e cu curul în sus, for some reason. Dacă vreți să vedeți trailerul, o să știți deja unde să-l găsiți. După care, un anime la care nici măcar nu mă gândeam că o să vreau să mă uit din cauza la trailer, e fascinant din punctul meu de vedere, un alt anime bazat pe un manga, care este o adaptare, se numește Dragon Goes House Hunting sau Dragon e o cow, adică Dragon merge să-și cumpere casă, în, ar fi tradus din japoneză. Este vorba despre un dragon care, bineînțeles, că dă greș în a trăi ca la standardul ăla înalt, să fie cel mai rău, cel mai fearsome, cel mai puternic. Bineînțeles, familia îl dă afară și bineînțeles că acest dragon merge să-și caute o nouă casă, dar bineînțeles că află cât de curând că e un dragon, nu prea are loc, mai ales dacă este un laș în lumea asta. E vorba de o lume plină de fantezie, cu elfi, dwarves și tot felul de creaturi mitice, unde toată lumea vrea o bucată din acest dragon, literalmente. Și bineînțeles, toată frustrarea legată de a-ți găsi o casă sau, bineînțeles, un loc în care să trăiești. L-avem regizor pe Haruki Kasugamori, care ne-a dat Die Horizon, Kabu, Hitorigurashi no Shogakusei, despre care n-am auzit, și Lunatan Ichimane no Himitsu, despre care iar n-am auzit, ceea ce it's fine. Studio Signal MD, care au făcut care au să iasă Napping Princess, o să-l vedeți și anime-ul ăla, despre o tipă care doarme, am mai vorbit despre la Shonen Live, și Atom The Beginning. Așa. Da, e foarte interesant. Nu, are narație la început în engleză despre dragoni, care e extraordinară, și după aia, așa, intră într-o comedie de aia absolut absurdă. Ei, trebuie să vedeți trailerul, din partea mea are un mare, mare da, și de-abia aștept să văd acest anime, pentru că e foarte fucking ciudat. Iar dacă e foarte fucking ciudat, dar funny, mie îmi place tare, tare mult. Așa, bun. După care, primul trailer pentru Fujiki Dagashiya de Nintendo, un anime despre care am vorbit deja de două ori și vorbim a treia oară, care și-a primit un trailer. Pare foarte, foarte interesant. A fost streamed opening-ul, e un anime de la Toei Animation bazat pe o carte care e foarte, foarte interesant, cu piesa Kisotengai Fushigi Odozo, care e performată de Emi Noda. E ciudat intro-ul ăsta, dar mie unul îmi place stilul, mie îmi place piesa și de-abia aștept să văd anime-ul, care foarte
foarte interesant despre o fetiță care într-o zi descoperă acest magazin cu dulciuri unde poți să-ți pui o dorință dacă mânci o anumită bomboană. E foarte, foarte interesant, de-abia aștept să-l văd, intro, o să fie, știți unde deja, pe serverul de Discord. După care avem un update legat de, bineînțeles, Actage, care, bineînțeles, cei de la Viz Media, că tot vorbim despre ei, mai degrabă Crunchyroll, au anunțat luni că nu o să mai publice ultimul capitol din mangaul Act Age în engleză pentru orice legat de Shonen Jump. Asta e update-ul din păcate. Da, au scos toate volumele din câte am înțeles și că au zis că o să adauge capitolele 26-45 după ce o să fie traduse complet, dar uite că acum au zis că, bă, fuck you, mai bine nu. E decizia lor, nu prea ai ce să zici, bineînțeles manga-ul o să fie gata odată cu issue number 36 și 37 în Shonen Weekly Shonen Jump în Japonia, deci sunt curios dacă până la urmă chiar o să țină de chestia asta sau o să revină asupra deciziei, dar cel puțin momentan asta e decizia lor, nu o să publice ultimul capitol Horizons. Deci are un nu, din punctul meu de vedere ar trebui să-l publice ca să aibă toată chestia și după aia să zică, bă, lasă, ce o citește, o citește, nu mai e asta. Înțeleg și ideea de nu vrei să faci profit de pe o chestie atât de oribilă din cauza unui om atât de oribil, but hey, n-avem ce face, mergem mai departe la un anime care mi se pare foarte, foarte mișto. Este un alt anime film care se numește Pupel of Chimney Town, care pare absolut extraordinar, cel puțin animația e absolut fantastică, o să iasă undeva în decembrie, probabil undeva spre Crăciun, n-avem o dată exactă. Este făcut de studio 4C, despre care am mai vorbit până acum, și este bineînțeles bazată pe o carte. Designing the characters l-avem pe Atsuko Fukushima, care a lucrat la Robot Carnival și Genius Party. Așa. Nishino a fost regizor, dar acum aparent regizorul acestui film anime este Yusuke Hirota, care a lucrat ca CGI director la filmele Berserk și a lucrat la ca regizor la animeul Harmony, aparent. Da, Nishino, cel care inițial trebuia să fie regizor, încă lucrează la acest proiect ca production supervisor, original creator, writer, ceea ce e mișto din punctul meu de vedere. Sunt curios oare de ce nu mai e regizor, poate nu a putut să ducă toată producția pe spatele lui, dar e interesant. E un anime foarte, foarte mișto din punctul meu de vedere după trailer. Dacă vreți să-l vedeți, vă implor să-l vedeți, că e absolut fenomenal. Link-ul în, bineînțeles, hashtag anime pe serverul de Discord. După care avem un alt anime care de-abia aștept să-l văd, se numește Josie the Tiger and the Fish, este un alt film care ne-a dat theme song-ul și faptul că o să iasă pe data de 25 decembrie, o să aibă premiera cu un trailer nou de la studio Bones. E un trailer foarte, foarte mișto care ne aduce un pic mai mult din toată greutatea acestui film, care e despre tipa asta care este, bineînțeles, într-un scaun cu rotile și un prieten care și-l face, care unde se complică toată chestia foarte, foarte mult. E absolut fantastic din punctul meu de vedere trailerul. O să plâng cu siguranță la acest anime,
vă zic asta de pe acum. Ori aia, ori sunt foarte instabil emoțional în ultima vreme, dar e foarte, foarte mișto, trebuie să vedeți neapărat trailerul, iar piesa este extraordinară, știți deja unde o să găsiți, pentru că piesa este cântată de Eve și se numește Blue Waltz sau în japoneză Aono Waltz. Bun, mergem mai departe, ăsta are un foarte, foarte mare da și la un da momentan, este vorba despre Jujutsu Kaisen, care iar e un foarte mult hype din cauza la manga. Cei care au citit manga au zis că anime-ul ăsta o să fie extraordinar. Dar după cum bine știți, am vorbit data trecută la Shonen Live și v-am zis faptul că nu cred asta din cauza la regizorul, pentru că e același regizor care ne-a dat The God of High School, adică Sung-ho Park. Și mi-e frică că cu toată animația și cu tot binele care face studio MAPPA, tipul ăsta o să se cace pe el anime și o să vină cu un anime la care efectiv o să trebuiască să citim manga-ul, pentru că ăsta nu știu ce să facă. E o poveste, bineînțeles, despre supernatural, un tip care se duce în și se alătură clubului de ocultă și află că oculta este adevărată, tot felul de chestii supernaturale, monștri, demoni și așa mai departe. Sună foarte mișto, foarte ciudat, dar again, regizorul mi tare tare frică că o să-și bage piciorul în el. Anime fucking bullshit. Bun, să sperăm. Are un da trailerul, că trailerul este destul de bun, dar și pentru Tower of God trailerele au fost bune. Ah, mi-e frică. Mi-e frică să-i dau dau ăsta, dar și așa îl dau cu tentativa de a-mi retrage dau și a-i dau un shoot în gură la Sung-ho Park dacă își bate joc și de anime-ul ăsta. După care, hai să vorbim despre ultimul anime, pentru că data trecută la Shonen Live am vorbit despre MAPPA, că o să anunțe un anime și au un anime pentru data de octombrie 10. Uite că am aflat care este anime-ul, se numește Daiso Samurai și o să iasă octombrie 10. E un anime despre gimnastică și foarte, foarte interesant trailerul care l-am postat deja. Mie îmi place, sunt curios, foarte curios de ce o să întâmple. E ciudat, mai ales decizia directorului, pentru că e vorba despre Hisatoshi Shimizu, care a lucrat la Zombieland Saga, care mie mi-a plăcut prima parte din anime-ul ăla, dar a doua parte a fost absolut oribilă și am dat drop, dacă nu mă șel. Și el a mai lucrat și la câteva episoade din Eureka 7 High Evolution, deci tare multe anime-uri nu are. Mulți, adică nu, poate ți-ți place Zombieland Saga, mie nu-mi place, also trebuie să iasă a doua parte din Zombieland Saga cândva anul viitor, dacă nu mă șel. Deci interesantă și chestia aia. Dar uite că lucrează cu ceva cu care am mai lucrat, cel puțin când e vorba de scenarii și supervisor. Este vorba de Shigeru Murakoshi, care a lucrat la Zombieland Saga și notabil, foarte notabil, el este omul care a lucrat și a scris scenariile pentru Dororo, ceea ce e foarte, foarte interesant. Iar ca character designer îl avem pe Kasumi Fugagawa, care a lucrat la Zombieland Saga, Saga și, bineînțeles, Idolish. Interesant, e un original story scris de Snack Mary, Chief Director Animation este Fumihide Sai, Art Director Masatoshi Kai și Director of Photography Mitsushiro Sato, ceea ce nu-i rău deloc. Bineînțeles, o să aibă premiera, cum ziceam, octombrie 10, pentru noi probabil octombrie 11, pe TV Asahi în Japonia. Și probabil, să vedem, încă nu știm, dar probabil o să fie, poate, pe Crunchyroll. Așa, da, dacă vreți să vedeți trailerul, este în pe server. Asta este ultima știre, mie nu-mi place anime-ul ăsta, mie îmi place acest prom, mie îmi place în primul rând acest
stilul de desen plus acest, cum îi zice, poster mi se pare foarte, foarte, foarte mișto. Da, cam astea sunt știrile de azi din partea mea. Acest anime are un foarte, foarte mare da. Hai să trecem la, să ne zicem goodbye, pentru că, uite, deja imediat iar trecem într-o oră. Vă mulțumesc tare, tare mult celor care se uită ca de obicei pe twitch.tv/shonenro, acolo în live chat și comentează. Vă văd, nu vă faceți griji, vă văd. Așa. Altceva? Da, nu uitați like, share, subscribe dacă sunteți pe YouTube. Dacă ne ascultați în variantă audio, vă apreciez tare, tare mult. Pa, pa, și ne vedem luni la oră de anime. Să vedem, poate vă surprind și săptămâna asta cu ceva foarte, foarte interesant. Eu am fost Raul, un alt fan anime care vorbește clar prea mult despre anime. Ne vedem data viitoare. Pa, pa. Iar dacă ești pe YouTube, dă click pe unul din cele două videouri. Unul este special ales pentru tine, celălalt este cel mai nou video. Nu uita like, share, subscribe, apasă belul ăla de notificație acolo ca să primești notificație de fiecare dată când am un upload. Ne vedem data viitoare. Pa! Pa!